v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor de sabat. Sunt Antonia Georgescu și vă invit să le descoperim împreună. Comitetul Executiv al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea a votat miercuri 17 februarie mutarea sesiunii Conferinței Generale din anul 2022, întâlnirea de lucru a Bisericii Mondiale, care are loc odată la 5 ani. Aceasta nu va mai avea loc în Indianapolis, Indiana, ci în St. Louis, Missouri, Statele Unite ale Americii. Decizia a fost luată deoarece spațiul din Indianapolis nu mai este disponibil pentru perioada 6-11 iunie 2022. Perioada votată deja de Comitetul Executiv al Conferinței Generale rămâne neschimbată. Duminică 21 februarie, Expo București a organizat încă o ediție a crossului anotimpurilor, ediția de iarnă în Parcul Tineretului. Pe o vreme ideală pentru alergat, au luat startul 30 de exploratori, instructori și părinți, cel mai mic având 7 ani, iar cel mai experimentat 45. Următorul cross al anotimpurilor, ediția de primăvară, va avea loc pe data de 18 aprilie, tot în Parcul Tineretului. Sâmbătă 20 februarie, în localitățile Giurgiu, Râmnicu Sărat și Constanța, au avut loc noi întâlniri cu copiii de pe raza județelor care participă în proiectul Citește Biblia pentru prima dată. La întâlniri au participat peste 100 de copii, pentru care au fost organizate concursuri și activități biblice. Prin intermediul acestor întâlniri, organizatorii își doresc să îi încurajeze să continue citirea Bibliei și să răspundă întrebărilor lor. Ar trebui ca Biserica Adventistă să cumpere un satelit pentru a putea să proclame Evanghelia în zilele din urmă? Sunt videoconferințele viitorul misiunii în pandemie? Acestea au fost doar două dintre subiectele discutate de liderii Bisericii Mondiale la o conferință de leadership axată pe metodei de implementare a planului strategic al Bisericii în pandemie. La încheierea primului Consiliu de Leadership al Bisericii Mondiale s-a concluzionat că inovația și creativitatea în puterea Duhului Sfânt sunt esențiale pentru împlinirea misiunii Bisericii de a-i pregăti pe oameni pentru revenirea lui Isus. Peste 3.000 de tineri adventiști afiliați proiectului misionar Caleb au participat la activități de slujire în nord-estul Braziliei. Acțiunile de slujire ale grupului au reprodus lucrarea pe care grupuri similare au întreprins-o regulat în ultimii 10 ani pe teritoriul Diviziunii Sud-Americane a Bisericii Adventiste. Aceștia au organizat târguri de sănătate, prin intermediul cărora și-au propus să-i ajute pe participanți să devină conștienți de importanța întăririi și menținerii sistemului imunitar printr-un stil de viață sănătos. Aici se încheie ediția de sabatul acesta. Până data viitoare, numai bine!